Un nou val de îmbolnăviri cu COVID-19 la Buzău și un deces. Este vorba de Ștefan Miloș, fostul președinte al echipei buzoine de handbal feminin. În urmă cu patru zile, acesta s-a prezentat la UPU Buzău cu febră și probleme cu respirația. Având în vedere că acesta suferea de o formă rară de cancer, corpul lui, fiind slăbit, nu a putut duce lupta și cu virusul. În ciuda eforturilor depuse, a decedat. În ultimele 24 de ore în județul Buzău au mai fost confirmate 36 de cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus, anunță Direcția de Sănătate Publică. Pacienții nou confirmați au vârste cuprinse între 10 și 89 de ani. Întrucât la acest moment în județul Buzău toate paturile destinate internării acestei categorii de pacienți sunt ocupate, un număr de 100 de pacienți confirmați pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoară se află în izolare la domiciliu. Situația epidemiologică de astăzi arată că la Buzău, numărul total de persoane confirmate pozitiv COVID-19 de la începutul pandemiei a ajuns la 1285. Datele oficiale indică faptul că până acum 683 de buzueni s-au vindecat de coronavirus. Numărul persoanelor aflate în carantină la domiciliu este de 154, iar cel al celor în izolare la domiciliu este de 208. Din nefericire, de la debutul pandemiei, în județul Buzău s-au înregistrat și 35 de decese ale unor pacienți infectați cu COVID-19.